întrucât rețeaua de pe drum se modifică permanent. Pentru a asigura eficiența continuă a sistemului de navigare, îți recomandăm să actualizezi hărțile astfel încât să ai cele mai recente actualizări în privința terminalelor de încărcare. Pentru această actualizare, ai nevoie de un calculator pe care rulează Windows sau iOS, o conexiune Wi-Fi, un stick USB și Toolbox, care se descarcă gratuit de la adresa dacia.welcome.naviextras.com. Înainte de a porni Toolbox, trebuie mai întâi să încarci unitatea flash USB cu semnătura digitală Media Nav System. Pentru a face acest lucru, introdu unitatea flash USB în portul dedicat. Apasă pe pictograma navigare, apoi pe opțiuni și actualizare hărți. Acum selectează opțiune și din nou pe actualizare. Acest mesaj este afișat pe ecran. Îți comunică faptul că începe sincronizarea datelor de navigare cu ajutorul unității flash USB. Când se afișează acest mesaj, decuplează stick-ul USB. Poți lansa aplicația Toolbox Dacia pe calculator și să conectezi la el stick-ul USB. Aplicația Toolbox recunoaște automat datele tale de navigare. Conectează-te dacă ai deja un cont sau urmează instrucțiunile pentru a crea un cont. Dacă ești proprietar nou de Dacia, poți obține o actualizare gratuită în 90 de zile de la livrarea vehiculului tău. Fă click aici pentru a încărca datele pe stick-ul USB. La final, fă click pe ieșire. Pentru a folosi un cod de voucher sau pentru a cumpăra la preț redus, fă click aici. Pentru a achiziționa actualizări noi, fă click aici. Selectează conținutul pe care îl dorești, apoi urmează instrucțiunile către ecranul de plată securizată. După introducerea detaliilor bancare, conținutul va fi gata de descărcarea prin apăsarea pe instalare. Poți scoate stick-ul USB și îl poți introduce din nou în sistemul de navigare. Pornește sistemul și apasă aici pentru a rula actualizarea. Mesajul "Se descarcă actualizările, te rugăm să aștepți, nu scoate stick-ul USB" te informează că datele se încarcă în sistem. Acum apasă pe OK și scoate stick-ul USB. Actualizarea este finalizată. Sunt disponibile cele mai recente hărți.